Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela. Iaca nu vin nici cu etalare, nici cu discuții pe subiecte care țin de creștere spirituală într-o anumită formă sau de simbolistica din perspectiva tarotului și nu doar a tarotului. Simt nevoia să vin să vă povestesc, să vă citesc, să vă citesc. Astăzi am simțit nevoia să stau să citesc din niște motive. Și da, vă recomand să mai stați și voi, mai faceți și altceva, nu ascultați doar etalat de tarot, pentru că, repet, nu este tocmai bine. Și chiar și recomand și celor care practică tarotul să încerce să se mai îndepărteze de aceste energii din când în când, dacă vor să-și păstreze autenticitatea. În plus, eu vreau să scriu ceva și am nevoie să fiu conectată la genul acesta de lectură. Am și altele spirituale, dar am nevoie de acest gen de lecturi. Și am zis să mai redeschid. Mi-am pregătit Alchimista, nu știu câte oară, bine, am și cărți de spiritualitate. Încă nu m-am hotărât, totuși țin spre Alchimist să-l recitesc iar și iar și iar. Și înainte de Alchimista am zis, hai să mai răsfoiesc această carte pe care am primit-o de la prietena mea, Roxana Bărulescu, critic de artă. O persoană foarte, foarte finuță, foarte finuță și care mi este foarte dragă. Și mă bucur că a participat și ea în acest proiect de o antologie, de novele. Novele foarte scurte, scurte și foarte scurte. Sunt mai multe scriitoare, toate sunt femei și cartea se numește Neterminatele iubiri. Adică iubiri neterminate, din multe considerente. Sunt foarte interesante cam toate poveștile, dar aceasta mi-a atras atenția. Am simțit că vă reprezintă pe unii dintre voi. Este scrisă de Maria Bertoldo Stocheci. Nu știu dacă este abonata mea, ar fi frumos să fie abonată, dar este o absolventă de facultate de drept din București, din 1991. Am mai scris, dar ce mi-a plăcut cum povestește? Ia uitați, în 1990 mi-am pus pe cap pălăria numită Ene și mulți ani nu am mai scris nimic. În afară de acte juridice sau chiar proiecte de legi ori alte acte normative. Tot un fel de proză, nu? Cum ar fi spus maestrul meu din avocatură, care considera că juriștii fac literatură fără să știe. Așa cum toată lumea, cu sau fără studii juridice, face drept fără să știe. Haideți să vă citesc. E scurtuță, dar e drăguță, novela aceasta. De fapt, mai puțin decât novela. Se numește Suma secundelor. Și începe așa. Întotdeauna mi-a plăcut să primesc cărți în dar, spuse Irinca, în timp ce desfăcea primul cadou din teancul aflat sub pomul de Crăciun. În anul acela, toate cadourile de sărbători fuseseră trimise prin poștă, din cauza pandemiei și a restricțiilor de circulație. Copiii și toate celelalte persoane apropiate rămăseseră la casele lor. Era primul Crăciun, după mulți ani, pe care Elinca îl petrecea doar cu soțul ei, Marco. Ce carte ai primit? După felul în care te uiți la ea, pare una scandaloasă, o tachină Marco. Scandaloasă e puțin spus. Ia uite. Tehnici și trucuri pentru îmbunătățirea memoriei. Cineva crede despre mine că am început să mă ramuresc. Cine? Nu știu, pentru că am aruncat ambalajul exterior cu adresa expeditorului. De fapt, am aruncat toate ambalajele exterioare de la toate pachetele. Nu ne rămâne decât să ghicim cine a trimis fiecare cadou. Atunci, cum știi că manualul acela este al tău? Poate e pentru mine, zise Marco. Nu, Caro, lucrurile sunt clare. Tu de obicei primești tot felul de gadgeturi, în timp ce eu primesc cărți. Cred că Elena mi-a trimis cartea, ea face tot felul de aluzii la faptul că îmbătrânim și începem să uităm. E normal să mai și uităm, nu crezi? Important este să ținem minte lucrurile importante, cele care contează cu adevărat. Cum ar fi? Cum ar fi povestea noastră, de exemplu? Cum a început? Cum era să se termine? Cum a continuat? Îți amintești cum a început? Întrebă Elinca zâmbind melancolic. Te atenționez că acesta este un concurs care începe chiar acum, fără timp de gândire. Totul a început cu un bilețel în limba franceză. Ți amintești ce ți-am scris?
Bineînțeles. Pe fața biletului ai scris: Madame, voulez-vous prendre un bon café avec moi? Iar răspunsul ai dat tot tu pe versul oui. Exact așa, cu trei semne de exclamare. Cafeaua era perfectă, trebuie să recunoști. Era foarte tare și foarte mică. Pe vremea aceea nu auzisem de espresso și cu atât mai puțin de ristretto. Când am văzut ceașca aceea atât de mică, m-am gândit că probabil erai un zgârcit. Dar tu-ți amintești când am gătit prima dată pentru tine? Cum aș putea să uit? A fost cea mai ciudată pizza pe care am gustat-o vreodată, cu ou în aluat. Inadmisibil. Atunci a fost singura dată când m-am gândit că poate suntem prea diferiți ca să putem fi împreună. Prima noastră călătorie a fost la munte. A durat 30 de ore, iar tu mi-ai spus că te simți ca în luna de miere. Numele hotelului? Iris. Muzica pe care am ascultat-o toată noaptea? George Michael. CD player-ul se defectase și a reluat același disc de vreo 10 ori. Brother, can you spare time? Fredonai Ilinca. Primul film pe care l-am văzut vreodată? Atracție fatală. La TV. Ce diabolică era Glenn Close. Primele cuvinte pe care le-ai spus în limba română? Te gândesc foarte mult, îmi place să petrec mai mult timp cu tine. Încă nu învățasem condiționalul optativ, dar tu ai înțeles că-mi exprimasem o dorință. Motivele pentru care tu nu voiai să înveți limba mea? A, pui întrebări din ce în ce mai dificile. Pentru că voiam să rămâi un străin, credeam că așa mi-ar fi fost mai ușor să renunț la tine. Putem să întrerupem concursul și să divagăm puțin. Oare de ce gândeai mereu să renunți? Am fost crescută cu Balada Mioriță. O știi, doar te-am obligat să o citești. Cred că ți-ai dat seama că nu am citit-o în întregime. Totuși, am înțeles ideea. Pot să spun că mi s-a părut nerealistă. Bineînțeles că e nerealistă. Nimeni nu ar depune armele așa fără să se revolte, măcar un pic. Dar ce știam eu atunci? Eram doar un copil. Luam de bun tot ce îmi spuneau profesorii. Carta pe care o luasem cu mine la munte? Meseria de a trăi, a lui Pavez. Cum puteai să fii atât de tristă și de pesimistă? Nu eram tristă, eram doar pesimistă. Trăiam cea mai intensă pasiune din viața mea. Nu aveam cum să fiu tristă. Când m-ai văzut plângând pentru prima dată? Când a trebuit să plec din București, să mă întorc în țara mea. Am plâns amândoi ca niște copii. Atunci am fost într-adevăr tristă. Nu eram pregătită pentru singurătatea care mă aștepta. Știai că am să mă întorc la tine? Nu, nu știam. Credeam că te pierdusem definitiv și eram tristă. Nu credeam în iubirea la distanță. Nici eu nu credeam. Dar hotărâse să fac tot posibilul să mă întorc. Apoi ai renunțat. Am încercat să renunț, dar nu am reușit. Mi se părea că nu pot să respir fără tine. Niciodată nu am folosit atât de mult inhalatorul ca în perioada aceea. De parcă ar fi putut să mă ajute în vreun fel. Și eu simțeam uneori că mă sufoc. Învățasem totuși niște exerciții de respirație. Mi-au fost foarte utile. Întrebare. De ce ai început să înveți limba mea după ce am plecat? Speram să te pot cunoaște mai bine, chiar și retroactiv. Să pot înțelege pe cine am pierdut. Primele cărți pe care le-ai citit în limba italiană? Disprețul, indiferenții, plictiseala, Moravia. Cu astfel de lecturi e de înțeles de ce nu credeai că pot exista și iubiri fericite. Când ești nefericit, poveștile triste te fac să nu te mai simți atât de mizerabil. Îmi pare rău că ai fost nefericită din cauza mea. Îmi pare rău că foloseai inhalatorul atât de des. Era atât de slăbuță când te-am regăsit, părea atât de fragilă încât nu m-aș fi mirat dacă te-aș fi văzut spărgându-te în mii de cioburi ca un pahar de cristal. A fost singura parte bună a acelei suferințe. Bine, am pierdut mult mai multe kilograme decât ar fi trebuit, dar nu mai conta. Nici tu nu arătai prea bine. Erai pali și aveai ochii înfundați în orbite. De ce nu m-ai lăsat să renunț? Dacă nu renunțai, tu o făceam eu. Pentru mine a fost mai comod așa, mă simțeam mai puțin vinovată. De ce nu m-ai înlocuit cu altcineva? Pentru că nu te voiam decât pe tine. De ce m-ai respins când m-am întors? De ce nu, pardon, de ce nu m-ai respins când m-am întors? Pentru că aveam nevoie de tine.
pentru că știam că iubirea noastră, chiar și așa, suspendată, nu se terminase. De ce voiai să reîncepem de la zero? Pentru că îmi imaginam că voiai să uiți toate lucrurile care te făcuseră să suferi. De ce aș fi vrut să uit ceva? Ca să primesc peste an un manual de îmbunătățire a memoriei? Tu crezi că o iubire poate reîncepe de la zero? Da, cu condiția ca ambele persoane implicate să fie amnezice. Nu e cazul nostru, bineînțeles. Știi de la ce număr am continuat de fapt? Încep să joci incorrect. Știi că nu sunt bună la calcule. De la un număr compus din 9 cifre. Nu înțeleg, dar nu mă obosi cu demonstrații. Mă mulțumesc cu aproximări. Este vorba de suma secundelor în care ne-am gândit unul la celălalt. De la început și până în momentul în care te-am cerut de soție. Sute de milioane de secunde. Îmi amintesc cum m-ai cerut în căsătorie. Ai zis așa, vrei să mă căsătorești? Se vede că încă gândeam în limba maternă. Oricum, nu mă împiedicam eu de o amărâtă de barieră culturală. A fost cel mai din inimă da pe care l-am spus vreodată. Îți dai seama la cât se ridică acum suma secundelor de care vorbeam mai devreme? Nu, și nici nu vreau să mă gândesc la asta. Ar însemna să accept că suntem cam bătrâni. Sau că suntem cam bogați. De fapt, foarte bogați. Știi ceva? Ai câștigat și de data asta. Ai plecat avantajat din start, cu optimismul ăsta al tău născut, care mă dezarmează întotdeauna. Hai mai bine să despachetăm cadourile și să ghicim cine l-a trimis. Și acesta este tot un concurs. Mi se pare prea simplu. Eu zic să ghicim și care ar putea fi semnificația ascunsă a fiecărui dar. Poți să începi tu cu manualul acela despre antrenarea memoriei. Se numește Tehnici și trucuri pentru îmbunătățirea memoriei și sunt sigură că este de la Elena, pentru mine. Mesajul este că am uitat ceva, dar încă nu-mi dau seama ce. Trebuie să fie vorba despre ceva lipsit de important. Cred că știu. Nu am felicitat-o nici anul acesta de Sfântul Nicolae. Mereu îi o cheamă și Nicoleta. În fine, cam asta este lectura. Am zis o mini novelă. Sper că v-a plăcut. Poate că este un mesaj pentru unii dintre voi. Așa am simțit și mai îmi place să vă mai citesc povești. Am simțit că pentru unii care sunteți la distanță, care aveți probleme, bariere culturale, ori nații diferite, ori poziții sociale diferite, o neîncredere. Unii ați renunțat, alții speră. Această novelă, mini novelă, să vă dea o oarecare speranță, pentru că știți, dragii mei, dincolo de etalările de tarot, prezența mea pe acest canal este ca să vă dau speranță. Restul nu mai contează. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Ciao.